Salutare și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi aveam de gând să vă duc să vă arăt o surpriză, însă se lucrează pe acolo pe unde trebuie să mă duc și n-am putut. O să vă arăt în vlogul următor. Cei care mă urmăriți pe TikTok probabil că știți despre ce e vorba. Încă nu vă zic, o să vedeți în vlogul următor, așa că nu uitați să vă abonați, dați like, hai să mergem la treabă. Și gata, am revenit la dăciuța mea frumoasă, să ne apucăm de treabă. În primul rând o să sablez această superbă punte. Puntea asta o să fie prima sablare majoră la Dacia asta cu acest pachet roșu-albastru de aici. Ăla e albastru închis, dar nu ne încadrăm acum. Hai la treabă! Dacă tot e soare și frumos afară, o să lucrăm afară, să nu mai facem praf înăuntru. Trebuie să alimentăm și cu nisip. Sper să-mi ajungă nisipul. Și să dăm drumul la treabă. Din păcate nu pot să pun camera unde sablez, că am blocat două ori deja cu nisip, sare nisip în ea, dar așa arată primul pas. Mai sunt porțiuni care mai trebuie curățate unde e mai gros cu ăsta și pe mai dai o dată și se face calul. După vreo 2 ore am reușit să termin în mare parte. Sunt mulțumit că am 80%, 90% așa de munca asta, dar o mai rectific eu un pic. Cam așa arată puntea. Nu e chiar nouă, dar se putea și mai rău, se putea și mai bine. A little later. Gata, și acum că am mai curățat-o pe unde am considerat că mai am un pic nevoie, trecem la sablat un butoi, să sablăm și celelalte piese, după care o să vopsim pastea, să le putem de jos și pe urmă le punem paste la vopsit, asta ar însemna mâine. Hai să sablăm piese. Durează, trebuie să ai răbdare cu sablatul ăsta, dar măcar iese treaba, frate. Ia să vedeți. Ia priviți acolo, ăla e sablat și ăla e nesablat. Nu. Cum e, mă? Ăla, pare ăla sablat? Nici nu mai știu care e sablat. Cred că ăla e sablat și ăla e nesablat. Voi ce ziceți, e diferență? Eu zic că este. Continuăm treaba. Gata, le-am scos pastea, trecem la următoarele piese la sablat. Am reglajele astea la frâna de pe spate, la sabot. Blocate, am reușit unul, ăsta e mort. Și vrem să-l încălzesc un pic, să vedem ce zice. E os. A luat-o în sfârșit.
Am terminat și cu astea, însă bascula e, are vopsea o grasă și cred că trebuie să iau cu foc mai întâi, nu știu. Bă, parcă le băgați în palea veche aici. Astea-s noi? Bascula, din păcate, nu prea merge. Foarte groasă vopseaua pe ea. E de-aia cu antifon. Bascula o las de mâine cu arcurile. Acum le mai fac cu astea. Și astea. Și în seara asta o să le mai vopsim pe alea cu negru să fie mâine uscate cât mai facem praf pe aici. Gata cu sablatul pe ziua de azi. Acum să trecem la vopsit. Am luat aici vopsea neagră lucioasă, diluant, acrilic și două măsurători din astea. Cred că 100 de vopsea mi-ajunge plus diluant. La cum mi-aduc eu aminte că am făcut data trecută, cred că e ok. Ah, bă, să-mi bag. Cred că-s cel mai prost vopsitor din lume. Ia uite ce am făcut aici. Dezastru. Hai cu vopseaua. Pare metalizat aici. Ce m-a fi dat acolo? Să-mi pun masca. Deschidem ușile să nu facem gaz prea mare aici. Hai să vedem ce iese. Gata pe ziua de azi. Ce ziceți, sunt frumoase piesele astea? Așa că pare un pic metalizat. Mie așa mi se pare. Vedem mâine la lumină mai bună. Oricum, sunt noi. Stau și mă uit la ele așa că sunt de frumoase vopsite, că dacă nu le-aș fi curățat deloc și i-aș fi dat culoare negru sau orice culoare, apăreau ca noi oricum. Da, asta e, nu mai am nici baterie la cameră. Ne vedem mâine, da? Hai! Ei, bună dimineața! Ce ziceți, am piese noi sau nu am? Eu zic că am. Hai să le strâng de aici și să le duc, cred că, sus la depozit acolo și să le fac loc la următoarele. Mai am de curățat pala de acolo, bascula și arcurile. Le dăm cu grund astăzi. Și nu vă zisesem că mi-am găsit la dezmembrări două amortizoare noi de față, o planetară și discuri noi de frână pe care le-am luat cu totul, pentru că eu n-aveam tablele astea la mașină și sunt binevenite. Acum trebuie să le desfac și să le curăț și pe astea, nu? Să le dau cu grunt, să le vopsesc. Așa că avem de lucru. Știi ce mă gândeam? Să le dau întâi la astea cu grunt și pe urmă curăț, că acu iese rugina până ele. N-ar vrea să le mai țin. Cred că le dau afară că e soare.
Să le degresăm puțin înainte. Pe puntea asta o să-i dau direct cu diluan. O să mai pun și în pistol niște diluan, să-i mai dau și cu pistolul. Și gata, am scăpat de pericolul rugina pentru moment. Și puntea super grunduită și piesele. Acum mergem la curățat. Oh, înainte de toate trebuie să-mi scot apărătoarea asta și discul de aici. Și am disc nou acum, aproape nu. Și acum să trecem la curățat. Hai că arată bine asta de capată, nu? Deci asta deja nu o mai suport. De o jumătate de oră cu flex, cu... Ce mai am pe aici? Bormașină, pene de sârmă, căldură... Ce-i asta, mă? De altă... Încerc să o curăț. E dezastru cu ea. Nu mai suport. Gata și bările astea, chiar nu mai am răbdare. Ne ajunge pe ziua de azi. La când m-am chinuit să le curăț pe astea, n-aș vrea să atingă rugina de ele, așa că le dau un pic de grund. Le degresăm. Hai că arată ok, nu? Plus că nu sunt mai rugina de ele. Op. Și cam asta a fost episodul de astăzi. Am zis să închei de aici de la volan. Să mai stau și eu la volan. Poate pornește. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Și ne vedem data viitoare, da? Pa! Hai că e în drum. Acum, cât aveți noroc, asta e. Când se duce bateria, se oprește. Se oprește. Ultim.